Și vom face o prăjiturică la pahar. Prăjitură la pahar cu banane, cu iaurt, cu ciocolată, cacao. Pentru prăjitura noastră la pahar vom avea nevoie de iaurt. Puteți pune și iaurt natural. Sau, astăzi eu am un iaurt îndulcit, gata, cumpărat dulce. Dar dacă puneți iaurt natural, adăugați zahăr pudră sau miere de albine după gust, să fie dulce. Deci 250 de iaurt îndulcit am astăzi. Apoi, am un pliculeț de 1,5 g de agar-agar. Acesta este. Vedeți? Așa. Am acest pliculeț aici. Apoi, am 30 de grame de migdale și am să le macin. Voi mai pune 5 grame de cacao. 70-75 de grame de banană. O să tăiem o bucățică. Apoi voi avea nevoie și de 30 de grame de ciocolată. Și cam atât. Și înainte de a începe, voi pune pe o oliță. Aici voi pune o oliță cu apă, voi pune iaurtul meu să se încălzească pe baie de abur și punem pe foc. Și apoi o să amestecăm cu untdeal gelatina și o să împărțim în 3 păhăruțe. Între timp punem pe foc. Aici avem agar-agar, deci este o gelatină vegetală. Așa. Am să mixez migdalele într-un blender. O să fac puțină gălăgie. O să pun așa pe un șervețel ca să nu fac prea mare gălăgie. Asta le fac mai mărunte. Acum depinde cât de mare doriți să fie. Aici avem migdalele, ciocolata tot la fel, s-o facem mărunțel, mărunțel. Ia să o punem tot aici, să o mărunțim. Așa. Amărunții și ciocolata. Bună ziua, Vicky! Bună ziua! Mulțumesc, mulțumesc! Așa, avem migdalele, ciocolata noastră. Ia uitați, aici iaurtul nostru. Și amestecăm până când se încălzește bine, 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 bine. L-am pus pe baie de abur. Așa. Încercăm așa cu degetul. Încă este rece. Mai punem pe foc puțin. Eu mi-am lăsat aici două migdale și o bucățică de ciocolată să decorăm deasupra. Aici, într-o farfuriuță, o să punem 70 de grame de banană. Și voi tăia așa o bucățică. O curățim. Ia să vedem cât avem aici. 75, 77, lăsăm așa.
și dăm restul de parte. Acum cu o furculiță o zdrobim. Așa. Furculiță, furculiță. Și o lăsăm așa, nu mai mult. Atât. Așa. Și acestea sunt ingredientele. Mi-am pregătit și 3 pahare, să împărțim compoziția în 3. Și apoi le vom pune în aceste păhăruțe. Aici avem gelatina noastră agar-agar. Așa. Aici avem iaurtul nostru pe care l-am încălzit puțin. Ia să vedem dacă este gata. Trebuie să gustăm, să vedem, sau cu o linguriță și, și voi pune și gelatina mea, agar-agar, ca să se o hidratăm și să se activeze. Deci are 1,5 g. Ia să mă uit, un plic. 1,5 g agar-agar, gelatină vegetală. Și acum amestecăm așa bine. Trebuie să fie foarte cald iaurtul. Așa. Prăjitură la pahar. Așa. Ia să vedem cu coada unei linguri. Punem din nou pe foc. Și după ce am pus pe foc și s-a încălzit bine și s-a activat gelatina, trebuie să fie cald iaurtul. Și lăsat după ce s-a încălzit bine, măcar 2 minute. Așa, o să împărțim în 3. Și într-o parte o să adăugăm migdale, într-o parte o să adăugăm cacao, într-o parte o să adăugăm ciocolată, într-o parte banane. Așa. Și o să facem. O să facem așa, cacao cu migdale. Apoi o să facem cu banane. Și apoi cu ciocolată. Deci o să avem 3. 1, 2, 3. Mai așteptăm încă puțin să se încălzească iaurtul. Așa, s-a încălzit bine, bine iaurtul. Și acum îl lăsăm un minut. Și cât așteptăm, așa. Vreau să vă spun că pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camele și Bucate Gustoase, acolo găsiți peste 750 de rețete dulci și sărate și nu numai. Așa, și mă găsiți și pe Instagram, Camelia Chira, și pe Pinterest, Camelia Chira, și pe TikTok mă găsiți, la fel Camelia Chira. Și dacă aveți plăcerea să mă urmăriți și să distribuiți, și să-mi lăsați în comentarii de unde mă urmăriți. Mi-ar face mare, mare plăcere. Eu sunt din Iași. Cine nu mă cunoaște, sunt Camelia Chira. Locuiesc la Roma. Și sunt din Iași. Și eu m-am stabilit aici. Locuiesc de foarte mulți ani. Așa.
cred că este gata și acum o să împărțim în aceste trei păhăruțe. Ia să vedem. O să dăm deoparte apa. Este fierbinte și acum să împărțim. Nu prea le-am împărțit eu egal, dar mai luăm de aici și punem. Așa. Și acum, aici o să punem 30 de grame. Mulțumesc, mulțumesc, Vicky! Mulțumesc că mă urmărești. Eu vă pup, vă pup pe toți. Așa. Și vom pune în primul pahar, vom pune cacao și cu 30 de grame de migdală. Ia să vedem dacă avem 30 aici. 30 de grame de migdale cu 5 grame de cacao. Avem 20. Așa, 30. 30 de grame de migdale cu 5 grame de cacao. Am pus așa aici. Și amestecăm. Amestecăm așa încet. Puteți să puneți și o picătură de rom sau de vanilie în interior. Așa bine. Și vom pune în aceste două păhăruțe. Și vom da la rece. Le voi da la rece și între timp o să preparăm cea cu banane și cu ciocolată. Vom face cu banane și cu ciocolată. Aici vom pune bananele peste iaurt și vom pune 3 straturi. Așa. Și amestecăm așa bine.
Lăsăm puțin să se răcească, între timp se întărește primul strat. Aici lăsăm să se răcească, așa, și după aceea punem ciocolata. Eu am folosit această gelatină agar-agar, se găsește în comerț. Aici avem banana și păhăruțele noastre cu primul strat. Așa. Trebuie să fie fiecare strat bun. Să se întărească puțin. Eu le-am băgat acum la congelator, dar voi să nu faceți așa, le țineți în frigider, lăsați să se răcească și apoi faceți treptat. Și acum aici avem banana și vom pune al doilea strat peste. Așa. Și tot așa dăm la frigider. Eu am să pun tot la congelator ca să fac mai repede să vă arăt. Și o să scot iaurtul să punem ciocolata noastră. Și apoi punem ultimul strat și lăsat la rece să se întărească puțin și să vedeți ce bunătate. Și aici avem iaurtul cu agar-agar, deci cu gelatina noastră vegetală, vedeți? Așa. Și o să punem bucățelele noastre de ciocolată. Am să-mi pregătesc și ca să decorăm. Aici am să tai puțină ciocolată. Și aici am migdale, vedeți? Așa, și puțin praf de migdale, măcinat mai înainte. Să tăiem câteva bucățele așa de ciocolată. Așa. Ca să decorăm. Migdalele tot așa să le tăiem așa în bucăți mai mari. Așa. Și prăjitura noastră la pahar este aproape gata. Așa. Acum o să unim ciocolata noastră cu iaurtul și cu agar-agar, cu gelatina noastră. Așa. Prăjitură la pahar. Prăjitură cu iaurt. Cu banane și cu ciocolată. Așa, vedeți? Iată-ți. Așa o să rămână. Și acum am să scot și am să pun și al treilea strat. Cum arată? Primul, al doilea și o să punem și al treilea strat cu ciocolată și cu iaurt. Așa. Și tot așa trebuie lăsat să se întărească puțin. Așa. Ia uitați. Așa o să iasă și acum o să decorăm cu câteva migdale așa peste. Așa. O să punem și migdale așa tăiate, bucățele mai mari. Și ciocolată. Aceasta este prăjitura la pahar. Prăjitura la pahar trebuie lăsată la rece și să vedeți ce bunătate, ce deliciu. Așa. Un deliciu. Să o încercați să vedeți ce bunătate este. Prăjitura la pahar.
sănătate, o bunătate. Un delicio. Vă pup, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și că mă urmăriți. Vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu următoarea rețetă. Am să intru și mâine dimineață să mai facem ceva bun și gustos. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și vă pup dulce. O zi frumoasă în continuare tuturor și multă, multă, multă sănătate vă doresc. Prăjitura la pahar s-a întărit. Ia uitați. Așa. Și acum o putem gusta. Un deliciu.